Salutare, surica și suricate, sunt eu, Marster, și astăzi aș vrea să fac un test, să văd cu ce program filmez mai bine, pentru că am două, Hypercam și DxStory, așa că voi face un film, ca să zic așa, nu un film, doar un video scurt, și vă las pe voi să decideți. Vă spun de pe acum ce am descoperit. Cu DxStory filmez super bine și la întuneric văd perfect, doar că fișierele nu le compresează cum trebuie și ajung la un minus să aibă un giga sau mai mult sau ceva de genul. Bun. Deci am testat și întunericul. O să fac aceeași introducere, cred, și voi să observați diferența. Mă rog, o să vedem. În fine. Bun, deci am revenit și acum filmez cu DxStory. Am avut ceva probleme cu el, fiindcă nu mai înregistrat sunetul. Și să vă arăt și la întuneric, o să pară mai rapid, pentru că nu vreau să ocupe tot spațiu. Nu știu dacă v-am spus deja, fiindcă filmez, cred că a treia oară, așa că, da, se vede destul de bine pe aici. Cum ziceam, videourile pe care le filmez cu DxStory sunt foarte mari, ca mărime. În fine, niște moduri pe aici, no. Ia să găsim, ce-i ăsta? Ciudat. În fine, să găsim un pony, sau ce să știa. Nu că m-aș uita la desene sau mai știu eu ce. Na. Unde-s? Chin. Știu că era unul fain de tot, care plăcea mie. Ce? Nici unul. Gata, l-am găsit. Asta e. Nu știu de ce, dar îmi place. Jos. Oh, mai sus. E destul de greu să zbor pe F5. Bun. Du-te înapoi, mă. Bun, gata. Deci, eu am fost Marister. Mulțumesc de vizionare. Și dacă aveți vreo sugestie pentru alt program de filmat, lăsați un coment. În fine. Și să-mi spuneți care vi s-a părut cel mai frumos. Tare. Cu Hypercam sau cu DxStory. Și chiar dacă ocupă mult, o să mă strădui și o să le las la compresat. Cred că ăsta e cuvântul. Deci, am fost Marister, ne vedem data viitoare. Pe curând!